Acesta este meniul numărul 3. Și vă faceți și ceiucul de digestiv. Deci o farfuriuță de ciorbiță, o bucățică de cărniță și cu ciorbiță. Vedeți, aici am făcut ardel capia cu ton, cu pătrunjel și cu usturoi în interior. Vedeți? Așa. Și optați pentru pâinică făcută în casă sau pâinică cumpărată sau pâinică cu crișcă. Ia uitați, este o bunătate. Așa. Și să încercați portocala cu puțin ulei de măsline. Este bună, bună, bună. Și borșucul. Ia uitați ce minunăție. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. O să facem un borșuc micuț, așa, puțin, dintr-o pulpică și o aripioară de pui. Apoi o să facem ardei capia, aceștia care i-am copt ieri cu ton, și portocale condimentate. Așa. Și vom avea nevoie și voi face și pastele care le punem la borș făcute în casă. O să avem nevoie de un ou și de făină și puțină sare. Și o să începem cu borșucul. Am să dau deoparte așa, celelalte ingrediente și vi le spun pe măsură ce le facem. Așa. Prima și prima dată, aici am o pulpică de pui și cu aripioară, vedeți? Eu deja am pus o oală cu apă pe foc și am să pun ca să se facă repede. Să vă arăt cum pun aici. Tot fierbe, fierbe. Nu știu voi cum puneți direct în apă. Ia uitați ce abur. În apă fierbinte sau în apă rece? Așa. Punem așa aici. Lasă să fiarbă și spumuim puțin. Și între timp noi tăiem, acoperim. O să tăiem zarzavatul. Ia uitați. Și vom avea nevoie de... Eu pun țelina din aceasta verde. Țelina, morcov, ardei capia, eu i-am curățat deja, o ceapă, aici avem roșii în bulion, sau roșii tăiate bucățele, pătrunjel și cine are pune și leuștean. Așa. Și eu am să cresc cu lămâie, că aici nu am găsit borș astăzi și am să cresc astăzi cu lămâie. Și acum să mă hotărăsc, ori tăiem la cuțit, ori le dau prin blender și le facem micuțe. Nu, le tăiem la cuțit, mărunțele, mărunțele. Așa, am să dau pătrunjelul deoparte. Ia să le punem așa aici. Și le punem pe toate. Aici avem sarea, uleiul. Vom tăia ceapa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa. Și am să le pun pe toate așa într-o farfurie aici. Thank you.
Așa, și voi pune așa aici. Aici avem ceapa. Tăiem și morcovul. Pica noastră fierbe. Mărunțel, mărunțel tăiem. Eu când mă grăbesc le mai dau și prin blender, fac zzz, și gata, s-au făcut imediat. Așa. Uitați. Avem și morcovul. Am să-l tai și pe acesta. Eu pâinica o am la congelator, care am făcut-o cu hrișcă. Și pentru moment o folosesc pe aceea. Dar puteți face, astăzi am să vă arăt că mi-a rămas o puțin de aluat de la lipii și am să vă arăt și cu o lipie. Așa, și tăiem și ardelul capia. Tot așa fășiuțe. Aici am doi micuți, așa am să pun. Ardei capia, care eu ieri am copt în tavă, la cuptor, și le-am scos semințele și pielița, o să-i facem cu ton și am să pun puțin usturoi, puțin pătrunjel, așa, ce acum tăiem așa, mărunțel. Punem și ardeiul. Punem așa aici. Și eu pun așa. Această țelină. Și folosesc această țelină. Puteți pune și rădăcina de-a noastră. Și dacă are, vedeți, are așa firișoare din astea, le scoateți, dacă doriți. Dacă le dați prin blender, nu este necesar. Așa. Și acesta tot așa îl tăiem șovițe. Să vă faceți și uleiul de dafin. Se face foarte, foarte ușor și este bun pentru dureri. Pentru dureri, pentru artroze, pentru artrită, pentru dureri la încheieturi, la genunchi. Să-l încercați. Este foarte, foarte simplu. Și eu l-am făcut și cu ulei de măsline și cu ulei de floarea soarelui. Și să știți că este bun în ambele cazuri. Pentru că în momentul când el își lasă toată esența și toate proprietățile în ulei, atunci noi de acele proprietăți avem nevoie pentru dureri. Așa. Am tăiat, ia să vedem aici, cărnița noastră, să-mi iau o linguriță. Am să o așez aici. Așa.
prea multă spumică nu am făcut. Așa. Am să las așa și am să pun tot zarzavatul aici la anuală. Să pun și puțină sare. Așa, numai mult. Și punem pe foc. Ia, la sfârșit o să adăugăm roșiile noastre în bulion, pătrunjelul. Eu acum am spus, am să acrez cu puțin zeamă de lămâie, că nu am borș, și cu leuștean, că l-am la congelator. Așa. Și le dăm deoparte și facem aluatul pentru paste. Am să dau aici deoparte. Și la un nou, pentru paste, la un nou, punem 100 de grame de făină. Și eu am să-mi pun aici făină peste. Așa. Și o să punem ou. Am să fac doar puține paste, nu multe. Așa. Punem oul nostru. Un praf de sare. Așa. Și cu o furculiță. Ia să luăm o furculiță de aici. Începem și amestecăm așa încet. Și ne pregătim și pastele. Și făina o adăugăm treptat, treptat, pentru că dacă oul este mai mic, o să încape 90-95 de făină. Dacă este mai mare, poate intra și 100-105-110. Acum depinde cât de mare este oul. Și depinde și de făina, cât este de umidă. Umidă, umidă. Dacă este uscată sau nu. Așa, și amestecă. Și cum v-am spus, eu am eliminat pâinica, dar puteți mânca o feliuță de pâine, o puteți pune și prăji. Eu am eliminat-o pentru că mă deranjează la stomac și de aceea. Și mi-am făcut acum două zile, împreună cu voi, am făcut pâine de frișcă și este foarte, foarte, foarte bună. Și eu am congelat-o, că doar eu mănânc. Am congelat-o și am să vă și arăt. Feliuțe. Am tăiat așa câte trei, câte trei. Și fiecare mănâncă una, două, depinde. Încercăm să mâncăm din toate, dar mai puțin. Am să pun pe mâna. Așa, o frământăm bine. Și am făcut și exerciții la degete. Te pup, Elena, mulțumesc pentru trandafir. Așa. Și frământăm, frământăm, frământăm. Așa. Eu am să-l las să se odihnească, vedeți cum arată? Am să-l las să se odihnească puțin. Și între timp o să facem ardeiul capia cu ton. Și mie îmi place, și mie îmi place. Așa. Aici am folia și îl lăsăm să se odihnească cât timp facem noi. Aluatul trebuie să se odihnească măcar un sfert de oră. Așa. Și după aceea îl mai luăm la frământat.
și îl punem așa în foale. Nu-l dăm la frigider, îl lăsăm aici pe masă. Îl punem așa într-o parte. Ok. Așa. Și aici avem ardelul nostru capia, care, vedeți? Eu i-am pus într-o tavă ieri, pe hârtie de copt. Puteți face și cu ardei mari, ardei grași. Eu am făcut cu aceștia, că sunt dulci, dulci și buni. Și aici am ton. Nu am pus ia să iau un pic de parmezan sau un pic de cașcaval. Așa, așa. Cantitățile le adăugați după gust. Aici avem ton la cutie. Am să pun puțin parmezan. Așa, o lingură, două de parmezan, nu mai mult. Așa. Am să dau deoparte. De usturoi. Am să pun și puțin usturoi. Și de pătrunjel. Așa. Și am să pun aici, ne-am avut făină, am să pun tonul. Nu uitați. Aici am ton, dintr-o cutie. Nu pun, pentru că are deja tonul sare. Puțin usturoi, tot la fel. Îl tai mărunțel așa. Sau puteți da și prin răzătoare. Eu m-am obișnuit așa și îl fac mărunțel. Așa. Nu punem mult. Am să mai pun puțin. Gustați. Tot timpul să gustați în timp ce faceți. Ca să fie bun. Și dacă mai trebuie puțin usturoi, mai adăugați. Dacă mai trebuie puțin pătrunjel, mai adăugați. Puțină brânzică. Și apoi vă puneți pe farfurie și vă faceți așa o farfurioară potrivită. Așa. Am pus tonul, usturoiul. Am să tai și pătrunjelul. Am să-l tai aici. Aici am puțin pătrunjel. Așa. Și am să pun și puțin pătrunjel. Aici am cam două linguri de parmezan. Așa. Și amestecăm. Dacă ai mei sunt moi, dar putem pune și ca să facem un rulou sau îi putem umple dacă sunt micuți. Numai că ai mei sunt foarte moi și nu îi pot umple, dar o să încercăm acum să-i facem împreună. Așa, și amestecăm bine. Gustăm. E bun așa. Dacă mai ai nevoie de sare, adăugați puțină sare. Așa. Acum aici unde am ardelul. Și cu cărniță, cu
chef de pasăre cu, cred că se poate, nu am încercat. Așa, și peste ardeii noștri o să punem puțin ulei de măsline cu puțină sare. Să condimentăm așa puțin. Așa. Și amestecăm așa. Am găsit unul aici care să-l umplem. Așa. După ce am condimentat, vedeți, avem aici tonul. Ia să încercăm să-l umplem, să vedem. Vedeți? Cu mânuța luăm puțin ton și băgăm în interior. Ia uitați. Umpluți cu ton. Așa. Ia să pun pe farfurie. Aici. Așa, sau mi-a mai venit o idee, am făcut numai tot, o să punem pe folie transparentă și o să facem așa o bază ca să putem să răsucim și o să punem tonul peste. Ai mei ardeii care sunt foarte, foarte moi și dacă ar fi fost un pic mai tărișor, s-ar fi lucrat mai bine. Așa. Și am să iau de aici, am să fac așa ca o bază. Vedeți, sunt destui de moi. Și o să punem așa. Să mai pun un alături aici. Și acum am să pun invers. Așa. Și ne facem baza noastră, așa cu ardeiul. Așa câte o semintă. Un fel de ruladă, Eugenia. Eu am încercat mai devreme și am să vă arăt. Numai că nu am pus usturoi și cu pătrunjel. Și am zis să punem și usturoi și pătrunjel, că este mai bun. Așa. Ia să aduc să vă arăt cum am făcut-o pe cealaltă. Ia uitați. Cam așa. Vedeți? Acum o să facem împreună. Și o să punem tot tonul care ne-a rămas aici. Deci dacă aveți ardeiu și ia uitați ce frumos iese îmbrăcați așa cu ton în umpluți. Vedeți? Este bun. Este bun. Am gustat și este bun. Este bun. Eu fac mereu ton așa cu, nu numai cu ardei, și cu zucchine. Așa. Am să pun totul așa într-o parte, aici. Am să mă ajut și cu mâinile. Să iau așa cu mâna și am să pun. Așa, ia să mă iau, să mă șterg pe mâini.
așa, ca o salată. Da. Și acum răsucim. Răsucim așa. Și unim. Ia uitați. Și strângem așa la capete. Ia uitați-l. Așa. Să-l punem așa pe farfurie. Pe farfurie să-l punem, să-l așezăm. Ia uitați. Una și să-l punem și pe celălalt. Aceasta este rece. Așa. Ia să văd. Acesta este fără. Tot se amestecă, ia uitați. Vedeți cum arată? Așa. Ia să tăiem din acesta mare. Acum fiecare mănâncă cum crede. Ia uitați. Cam așa arată. Așa. Deci tot, o să știți că este bun, bun, bun. Ia să gust. Eu am să gust, am să vă fac poftă. E bun. Eu deja salivez. Roșiile noastre, bulion. Ia uitați. Aia. Vedeți cum arată? Ia uitați. Așa. Și punem roșiile. Aici 30 de grame, cred că am. Și amestecăm puțin și dăm din nou pe foc. Așa. Platul nostru de la paste. O să avem nevoie de puțină făină ca să-l întindem. Așa. Să punem așa aici. Am să-l mai frământ încă puțin, tot așa cu mâinile. Și după aceea îl întindem. Calotul trebuie să fie frământ. Vedeți consistența cum arată acum? Așa. Și îl frământăm așa bine. Și o să începem să-l întindem, să facem pastele. Sau tăieței, cum le mai spunem noi. Așa. Am aici un sucitor. Și întindem. Îmi place foarte mult să fac paste în casă. Foarte, foarte, foarte mult. Vreau să fac și tortellini într-o zi. Rețeta o găsit și pe canalul de YouTube. Prăjituri cu camelia și bucate gustoase, dacă doriți să vedeți rețeta de tortellini.
Și la paste găsiți acolo un... Așa. Așa mai întindem puțin și pastele sunt gata. Uitați. Vedeți, aceasta este foaia noastră de paste. Acum o să punem puțină făină peste, răsucim și o să le tăiem. Și le tăiem cu cuțitul. Iau un cuțitaș și o să tăiem așa. Ia să vedem. Iată-ți-le. Așa. Le punem așa cu făină. Așa aici. Le desfacem, eu le desfac așa. Așa. Vedeți? Zarzavatul este fiert. Ia să vedem. Cred că da. Și cărnița. I-am să pun și puțin ulei. Și acum punem pastele înăuntru. Așa. Eu le scutur așa de făină și le dăm drumul în interior. Așa. Punem pe foc și ne pregătim pătrunjelul și cu leușteanul. Să-mi tai și pe acesta. Tot așa, cam o mână de pătrunjel. Și leușteanul eu l-am congelat. Ia să vedem. Așa. Leuștean. Așa, adus de acasă din România. Și rupem mai așa puțin și tăiem. Și punem așa o mână bună de leuștean. Așa. Îl acoperim și îl punem înapoi în punguță. Ia uitați, și repede la congelator. Așa. Avem și leușteanul și pătrunjelul.
Ia să vedem, cred că sunt gata și pastele în borș. Să punem aici pe fund. Mi-a dat un foc, mi-a dat un foc. Ia să vedem. Așa, ia uitați. Și acum punem totul aici. Și acoperim imediat. Așa. Și borșucul nostru este gata. Ia uitați-l. Punem capacul. Ia uitați cum arată. Mai dacă ați ști ce miros de la leuștean. Așa. Am să dau deoparte și după aceea o să punem într-o farfurie să vi le arăt. Pe și aici avem o portocală. Nu am pus... Eu nu am acrit borșul. Dacă doriți, puneți puțină zeamă de lămâie. Sau puneți și borș înainte de paste. Eu nu l-am acrit, să știți. Dar cine dorește, îl poate acri cu borș, pentru eu nu am. Așa, și tăiem portocala. Așa. Acesta este meniul numărul 3. Am să vă arăt și porțiile, cum le fac. Așa. Aici avem portocala noastră și o tăiem feliuțe așa rotunde. Așa aici pe farfurioară. Așa. Și am să o condimentez cu puțin ulei de măsline. Să știți că este o bunătate. O bunătate. O bunătate. Eu deja salivez. Este bun. Puteți pune și puțină sare dacă doriți. O să punem chiar puțin, așa. Să încercați să vedeți ce bunătate este. Așa. Și am făcut și fructa. Fructa noastră. Să vă arăt să facem lipie. Eu deja mi-am pus o tigăiță pe foc. O să facem una micuță. Așa. Aluatul a stat la frigider. Cum arată, vedeți? Cum se face la frigider. Și o să facem, să-l împărțim în două. Am să pun puțină pâine în făină pe masă. Așa. Și o să facem două lipii. Ia uitați cum arată. Cu cât stă la frigider, o zi, două, este mai bun. Așa, să vedem dacă este caldă și tigăița. Și o să le întindem. Și am terminat și meniul nostru pe astăzi cu lipiile. Am să vă arăt și feliuța de pâine cu hrișcă. Așa. O să întindem una. Ne ajutăm cu făinuța ca să nu se lipească. Așa. Vedeți că se lipește?
Greta per Facebook, esatto, adesso vediamo. Non me la mica. Sì, ho scotturato. Puzzin di foglina, che sta non si arda, anzi, Greta. Ah, sì. Sì, un po' un po' su aici, și o lăsăm pe foc acum. Și întindem și pe aceasta. Așa. Să o vedem, să o întoarcem. Prima iese tot timpul ca și la clătite. Așa. Acum strângem făina de aici. Hai să punem așa aici. Și ne pregătim pentru să vă arăt ce am preparat noi astăzi. Începe să se umfle, mai întoarcem puțin. Acum le-am făcut mai grosuțe, ar fi ieșit 3 mai subțirele, dar sunt bune și așa. Ia uitați-o cum s-a umflat. Așa. Aici am pâinica cu hrișcă, să știți că este bună, bună, bună. Și mi-e teamă să nu se ardă. Ia uitați-o, vedeți? Așa. Ia uitați pâinica cu hrișcă. Așa. Și am să vă arăt și cum le țin la congelator. Așa. O punem și pe aceasta, a doua, tigăiță. Ia uitați. Așa. Și-o dăm pe foc. Așa. Aici avem portocala noastră. Aici vom pune, ia uitați, din rulou, unul mic. Să-l punem pe acesta care este mai micuț. Ia uitați. Aici sunt două porții. Așa. Vedeți? Și-o întoarcem. Și puteți mânca și cu pâinică, cu hrișcă, cu semințe. Deci are semințe de chia, semințe de floarea soarelui, semințe de quinoa, semințe de susan. Cred că una altă am mai pus. Ia să mă gândesc. Așa. Și aici putem, vedeți? Meniu. Simplu. Ton. Cu așa, și cu pâinică, cu hrișcă, cu semințe sau pur și simplu o bucățică de... Ia uitați cum se face, cum se umflă. Mai lăs un pic. O să punem și ciorbița. Ia uitați ce bine arată. Uitați ce bine arată.
O bunătate. Și o să punem așa aici, în farfurie. Ia să vedem. Ia uitați, pulpică. Sper să nu fac pozne. Așa. Iată, smenimul numărul 3, făcut împreună. Și dacă doriți să acriți, acriți cu borș sau cu zeamă de lămâie. Eu am să acrez cu, am să pun așa câteva picături în farfurie. Acestea sunt rețetele de astăzi. Aceasta este pâinica cu hrișcă. Ia să vă arăt cum o țin și la congelator. Băgate la congelator câte 3 feliuțe. Sau 2, depinde cum... Ia uitați. Vedeți? Și ele se separă. Aici am 4. Se separă. Ia uitați. Și acum le dau înapoi. Și mâine am să-mi scot o feliuță, 2. Depinde cât mănânc. Vă pup. Vă pup dulce. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Ia uitați, lipia, cum arată. Să vi le arăt așa. Vedeți că sunt moi, moi, moi. Moi. Ia uitați-l. Bune, bune și gustoase. Așa. Ia uitați. Din compoziția de astăzi, cu mărar, cu mărar, cu pătrunjel și cu usturoi și cu ton în interior. Deci dați la cuptor ardeie. Puteți face și din ardei mai mari și îi umpleți și tăiați feliuțe, că se pot tăia. Aceștia sunt moi, moi, moi și nu se poate. Acestea sunt rețetele de astăzi. Meniul numărul 3, mâine o să facem altul și eu vă doresc multă, multă sănătate, vă pup dulce, așa, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și ne vedem mâine, mâine e tot așa în jur de 12, cred am să intru, să facem altă, meniul numărul 4. Acum am să public și pe canalul de YouTube, acolo o să rămână. Și rămâne și aici pe pagină. Și pe pagină găsiți toate directele care le-am făcut cu voi. Sunt multe, 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 multe. Să intrați să le vedeți aici pe pagină. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate și după amiază plăcută tuturor. Meniul numărul 3. Vă pup! Săptămâna viitoare ne cântărim! Vă zi frumoasă tuturor! Am să mă uit și vă răspund la mesaje după aceea. Vă pup! O zi frumoasă, la revedere!